Dragi colegi cadre didactice, dragi colegi studenți români și de pretutindeni, dragi colegi personal administrativ, am ales să vă vorbesc pe această cale pentru a surmonta, pe cât posibil, separarea fizică impusă de situația gravă prin care trecem cu toții. Lumea, așa cum o percepem fiecare dintre noi, s-a schimbat brusc, iar viitorul imediat devine imprevizibil. Ni se cere să luptăm, să fim în alertă, să ne modificăm felul de a preda, de a învăța, de a lucra, de a ne comporta, de a trăi zi de zi felul de a fi în totalitate. Trebuie să luptăm împotriva contaminării. O facem fiecare după puterea și abilitățile personale. Evităm contactele fizice, dezinfectăm, ne protejăm pe noi și pe cei din jur, ajutăm pe cei care au nevoie, lucrăm în spital și în universitate, învățăm să folosim metode noi de interacțiune pentru a trece cu bine și noi și ceilalți de aceste vremuri grele. Și în tot acest timp ne întrebăm dacă facem destul, dacă facem ce trebuie, dacă suntem pregătiți pentru ce va urma, și dacă și când, până la urmă, va fi bine. Dragii mei colegi, sunt poate mai mult decât oricând mândru că suntem împreună în universitatea noastră. Sunt mândru și am încredere că, fiind împreună, ne putem totuși contamina. Să ne contaminăm unii pe alții cu ce e mai bun în fiecare dintre noi. Să ne contaminăm cu seriozitatea și dedicația de a forma în continuare studenții noștri. Să ne contaminăm cu seriozitatea de a ne pregăti în continuare pentru a deveni medici, medici-dentiști, farmaciști, bioingineri și profesioniști în sănătate. Să ne contaminăm cu atenția și devotamentul de a lucra în continuare pentru bunul mers al universității. Dragi colegi, cadre didactice, va trebui să ne adaptăm cerințelor de interacțiune la distanță în toate aspectele vieții noastre profesionale în săptămânile care urmează. Am început deja de puțin timp cursurile și lucrările practice online, respectând integral orarul normal de desfășurare a activității didactice pentru acest semestru, la toate programele de studiu oferite de universitate. Mulțumesc echipei care a lucrat contra cronometru pentru a face disponibilă soluția Microsoft Teams pentru cei 11.000 de membri ai comunității noastre academice într-un timp atât de scurt. Suntem, probabil, prima universitate din România care reușește acest lucru. Am ales să ne grăbim să transferăm integral activitatea noastră online din două motive. Pe de o parte, pentru a asigura continuitatea formării studenților noștri în condițiile suspendării cursurilor față în față, pe de altă parte, pentru a asigura continuitatea activității tuturor cadrelor didactice în condițiile muncii de acasă. Îmi dau seama, împreună cu voi, că au existat deja dificultăți de funcționare. Sunt conștient că vor apare și altele pe parcurs, dar vă asigur că lucrăm împreună cu echipa Centrului de Comunicații pentru a le remedia și a îmbunătăți funcționalitatea interacțiunilor online. Dincolo de soluția tehnică, este o provocare pentru noi toți să ne adaptăm predarea la mediul online. Nu am fost pregătiți pentru acest transfer virtual, așa cum nici studenții noștri nu au avut ocazia să o facă. Va trebui să ne folosim creativitatea individuală pentru a trece de tracul primului moment, astfel încât să fim capabili, cât mai curând, să împărtășim cele mai bune experiențe și metode care se devin apoi aplicabile la nivelul întregii comunități. Dragi colegi studenți români și de pretutindeni, online-ul, așa cum îl știți, va căpăta noi valențe pentru voi. Online-ul nu mai este un mediu preponderent destinat entertainmentului, ci devine un mediu de învățare, de interacțiune profesională, de evaluare și de documentare. Pentru că în perioada următoare,
comunicarea clasică va fi mult limitată, pentru a beneficia cât mai mult de soluția tehnică implementată. Deja este esențial să fiți conectați la canalele oficiale de comunicare online ale universității. Ca și pe colegii profesori, vă rog să vă folosiți creativitatea pentru a îmbunătăți constant modul de desfășurare a activității didactice online. Mai mult decât oricând, este nevoie să vă transformați din simplu public în actori și colaboratori ai actului didactic. Scopul meu și al colegilor cadre didactice este să folosim toate modalitățile de a ne asigura că formarea voastră profesională are cât mai puțin de suferit din cauza crizei pe care o parcurgem. De aceea, avem nevoie să ne fiți parteneri în toate aceste demersuri. Dragi colegi, personal administrativ, munca unora dintre voi va trebui să se desfășoare în continuare în universitate. Voi sunteți cei care fac lucrurile să se miște și care pun la punct toate detaliile pentru ca studenții și cadrele didactice să-și îndeplinească misiunea. Voi asigurați capacitatea universității noastre de a relua activitatea normală atunci când situația o va permite. Munca voastră, a celor care vor trebui să lucreze de acasă, va fi dedicată susținerii noului mediu de educație online. Contez pe profesionalismul și capacitatea voastră de adaptare pentru a vă desfășura activitatea curentă la distanță, dar și pentru a putea interveni imediat cu soluții în orice moment va fi nevoie. Prioritatea noastră rămâne mereu sănătatea, siguranța și bunăstarea fiecărui membru al comunității universității noastre. Dragii mei, lumea noastră e în schimbare. Să căutăm înăuntru nostru forța și înțelepciunea de a o reîmpodobi cu frumusețe. Să ne contaminăm cu încrederea că vom reuși împreună, pentru că avem același drum.